Icoane ale iubirii. Realizator, profesor dr. Hadrian Vasile Conțiu. Și noi am cunoscut iubirea pe care Dumnezeu o are pentru noi și am crezut-o. Dumnezeu este iubire și cel ce rămâne în iubire rămâne în Dumnezeu și Dumnezeu rămâne în el. Prima epistolă a Sfântului Apostol Ioan, capitolul 4, versetul 16. Răspunsul umanității la iubirea lui Dumnezeu este Maica Domnului, Părintele Profesor George Remete. Bun găsit, stimați ascultători, vă spune Hadrian Conțiu de la microfonul Radio Renașterea. Am detaliat în emisiunile precedente, în cadrul discuțiilor noastre legate de lucrarea sau înfăptuirea tămăduirii prin iubire, aspecte privind procesul tămăduirii omului sau dobândirea sănătății în Hristos. Vă reamintim, am abordat în acest context diverse teme. Procesul tămăduirii și lucrarea terapeutică duhovnicească în scrierile unor teologi contemporani bazate pe tradiția patristică, convertirea lăuntrică sau reîntoarcerea omului spre Dumnezeu, praxisul, adevărată metodă terapeutică, tămăduirea puterilor sufletești fundamentale prin lucrarea sau înfăptuirea într-o iubire a virtuților generice, lucrarea terapeutică plină de iubire a Părintului Duhovnicesc, respectiv lupta cu gândurile și dobândirea isihiei. Astăzi vom începe abordarea unei noi teme, în același cadru al ciclului de emisiuni legate de lucrarea sau înfăptuirea tămăduirii prin iubire, și anume lucrarea iubirii în tămăduirea aproapelui. Ne vom apleca pentru început asupra a două teme: iubirea, factorul unității depline și arvuna noi vieți cu și în Hristos condusă de Duhul Sfânt, respectiv lucrarea iubirii în tămăduirea celuilalt. În legătură cu prima temă propusă pentru emisiunea de astăzi, iubirea, factorul unității depline și arvuna noii vieți cu și în Hristos, condusă de Duhul Sfânt, trebuie să spunem că există două modele ale rezolvării paradoxului suferință umană, iubire divină, așa cum ne spune de altfel Părintele Profesor Universitar Dr. George Remete în cartea Suferința omului și iubirea lui Dumnezeu, o introducere. Unul este Iisus Hristos, care reprezintă rezolvarea divină, iar celălalt, Maica Domnului, Mama Dumnezeului om, care a depășit condiția umană, configurând rezolvarea umană a acestui paradox. Astfel, paradoxul este rezolvat nu doar prin iubirea care biruiește, ci și prin iubirea care acceptă înfrângerea și consolează moartea. Fiindcă nu există iubire fără răspuns. Iubirea autentică înseamnă nu doar dăruire, ci și oferirea unui răspuns la aceasta. Părintele Profesor George Remete afirmă că răspunsul umanității la iubirea lui Dumnezeu este Maica Domnului, argumentând că ea este unica persoană din univers care concentrează, sintetizează și rezolvă exclusiv uman paradoxul suferință-iubire. Unica persoană capabilă de a primi și concepe în ea chipul iubirii absolute, precum și de a consola și susține iubirea absolută, sacrificată. Maica Domnului participă la patimile și moartea Fiului pe cruce
fiind iubirea umană care consolează suferința lui Dumnezeu. De aceea mărturisește autorul citat, cine nu o cunoaște pe Maica Domnului, va rămâne numai natură și nu va cunoaște niciodată puterea umană autentică, aceea de a zămisli iubirea, de a deveni pol alternativ iubirii absolute, într-un înfricoșător, dar sublim paradox. Iubirea desăvârșită este după modelul lui Hristos, a iubirii sale jertfelnice, adică de a avea disponibilitatea de a-ți da viața pentru fratele tău. Astfel, iubirea care se jertfește pentru celălalt, care îi face loc celuilalt în detrimentul lui eu, având obârșia în sânul Sfintei Treimi, este iubirea autentică, dătătoare de viață, care are în centru pe Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu întrupat, care s-a răstignit pentru ca noi să putem dobândi mântuirea, oferindu-ne un model autentic de iubire, jertfă și suferință mântuitoare. În această iubire pentru celălalt există un urcuș care își are obârșia, dar și sfârșitul în iubirea lui Hristos, fiindcă Hristos este cale de iubire și în iubire către Dumnezeu. El fiind începutul, dar și sfârșitul iubirii și desăvârșirii noastre. În el participăm la iubirea intertreimică, modelul desăvârșit de iubire. Fericitul Augustin, vorbind despre iubirea absolută, în comentariul său la prima epistolă a lui Ioan, oferă în acest sens o sugestivă perspectivă asupra iubirii desăvârșite. Dacă cineva are o dragoste atât de mare încât să fie gata să moară pentru frați, în el dragostea este desăvârșită. Această dragoste se naște, este hrănită, se întărește, ajunge puternică și se desăvârșește. Când a ajuns desăvârșită, ce spune? Pentru mine a trăi este Hristos și a muri este un câștig. Există o strânsă relație între iubire și credință, care dobândește un caracter cristologic, în sensul că credința lucrătoare prin iubire trebuie să treacă prin Hristos, care este calea, adevărul și viața. Deci singura cale adevărată, care nu rătăcește, nu duce la rătăcire, nu minte și este condusă de Duhul Sfânt spre viața veșnică. Credința și realitatea întrupării reprezintă astfel unica posibilitate a iubirii autentice, fiindcă doar iubirea Fiului lui Dumnezeu întrupat a depășit orice dușmănie, adversitate sau contradicție. Până la Iisus Hristos, iubirea era pentru om doar artă și cel mult filozofie. Prin el, iubirea a devenit absolutul ființei, adică teologie. Doar prin iubirea lui Hristos, omul a aflat că iubirea celuilalt, mai ales a vrășmașului, care trebuie să-i devină prin iubire frate, a celui care îi face rău, îi provoacă neplăceri și durere, este posibilă. Ba, chiar singura măsură a desăvârșirii, unica șansă pentru veșnicie, exprimând absolutul ființei ca măsură a omului. Iubiți pe vrășmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blesteamă, faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă vatămă și vă prigonesc ca să fiți fii Tatălui vostru celui din ceruri. Drept aceea, fiți voi desăvârșiți precum Tatăl vostru cel ceresc desăvârșit este.
Evanghelia după Matei, capitolul 5, versetele de la 44 la 45 și 48. Referindu-se la iubirea absolută și la relațiile dintre persoanele Sfintei Treimi, în ceea ce privește consubstanțialitatea Fiului cu Tatăl, fericitul Augustin a arătat că la nivel comunitar înseamnă nu doar relație intratrinitară, ci și model de iubire între creștini, fiindcă cine iubește pe Tatăl iubește și pe Fiul și invers, întrucât cine iubește pe Cel ce l-a născut, îl iubește și pe Cel care este născut din El. O înțelegere autentică a iubirii intratrinitare, respectiv intertreimice, duce așadar la o iubire interumană autentică și, bineînțeles, la unitate eclezială. Se poate observa, fără echivoc, că triadologia își găsește expresia maximă în eclesiologie, fiind pentru aceasta un model. Iubirea reprezintă așadar un factor de unitate eclesiologică și, totodată, un factor de unitate interumană. După modelul paulin, că nimeni vreodată nu și-a urât trupul, dimpotrivă, fiecare îl hrănește și îl încălzește, precum și Hristos biserica, pentru că noi suntem mădulare ale trupului său, din carnea lui și din oasele lui. Efeseni, capitolul 5, versetele 29 și 30. Fericitul Augustin, în abordarea sa despre iubirea absolută, despre care vorbeam și mai devreme, în comentariul la prima epistolă a lui Ioan, arată că cei care rămân în unitatea mistică dintre Hristos și biserică, având la bază iubirea, devin prin și în Hristos fii al lui Dumnezeu după har, Cel care dă naștere iubirii în om și care actualizează permanent lucrarea lui Hristos fiind Duhul Sfânt. Fericitul Augustin conferă iubirii și un sens eclesial, ca factor de unitate eclesială și nu doar interumană, iubirea realizând unitatea dragostei și congruența mădularelor trupului eclesial. Iubirea între mădularele trupului eclesial nu este doar o iubire declarativă, pasivă, de la distanță, ci o iubire activă, care necesită, obligă la implicare, susținere și toleranță a celuilalt, a problemelor lui, la oferirea unui răspuns mustind de iubire la suferința lui. Nașterea și creșterea în iubire a relațiilor interumane are așadar inevitabile repercusiuni eclesiologice pozitive ce țin de unitatea bisericii. Dacă Dumnezeu este personificarea iubirii însăși, după cum citim în 1 Ioan capitolul 4, versetul 8, Dumnezeu este iubire, iar iubirea se identifică cu persoana. În spațiul eclesial, iubirea trebuie să impulsioneze filantropia, creșterea în iubire neînsemnând altceva decât trecerea de la a-ți dărui bunele celuilalt la a-ți da viața pentru el. Doar în această etapă sacrificială a relațiilor interumane ajungem să pregustăm din viața viitoare promisă de Hristos. Evanghelia după Ioan, capitolul 17, versetul 3. Trăind o viață nouă cu Hristos și în Hristos, condusă de Duhul Sfânt. A se vedea Serghei Bulgakov, Ortodoxia, editura Paideia, București, 1994. Doar având ca model iubirea jertfelnică a lui Hristos, putem ajunge la cunoașterea lui Dumnezeu, iubirea absolută, mărturisind alături de Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan: și noi am cunoscut iubirea pe care Dumnezeu o are pentru noi și am crezut-o. Dumnezeu este iubire și cel ce rămâne în iubire rămâne în Dumnezeu și Dumnezeu rămâne în el. 1 Ioan, capitolul 4, versetul 16.
În ceea ce privește a doua temă pe care ne-am propus să o abordăm în cadrul acestei emisiuni, lucrarea iubirii în tămăduirea celuilalt, spunem că iubirea este viața bisericii, fundamentul ei, creștinismul fiind religia iubirii. Ne amintim de părintele Ilarion Felea. Porunca nouă dată de Hristos ucenicilor săi, de a se iubi unul pe altul. Într-o aceasta, reliefându-se calitatea de ucenici, poruncă nouă vă dau să vă iubiți unii pe alții. Așa cum v-am iubit eu pe voi, așa și voi să vă iubiți unii pe alții. Într-o aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei. De veți avea iubire unii pentru alții. Evanghelia după Ioan, capitolul 13, versetele 34 și 35. Această poruncă, așadar, nu reprezintă o doctrină de mântuire individuală, ci o reconciliere, o reansamblare a celor dispersați. Dispersați prin îndepărtarea de Creator și de iubire, oamenii devenind din ce în ce mai îndepărtați, atât de Dumnezeu, cât și între ei. Dispersați, spunem, unul de celălalt. Distanțați prin lipsa iubirii, precum banchizele și icebergurile de calota dezghețată, dacă vreți o comparație geografică. Această reasamblare înseamnă și o restaurare a iubirii distruse prin păcat. Iubirea creștină este posibilitatea imposibilă, ne spune părintele Alexander Schmemann în cartea Postul Mare, Pași spre Înviere. Posibilitatea imposibilă de a-L vedea pe Hristos în aproapele, în cel de lângă tine, indiferent cine este, indiferent de realele sau aparentele sale defecte, fiindcă iubirea, doar ea, poate depăși handicapul accidentalului și obtuzității exteriorului în celălalt. Se subînțelege că iubirea nedeplină preferă cu ușurință persoanele legate prin interes și sau calități remarcabile, care stimulează de fapt egocentrismul și egolatria, transformând iubirea într-o relație socială, superficială, care țintește individul și nu persoană, tangentă sufletului, adevărata rădăcină personală a unei existențe umane. Iubirea aceasta impersonală, abstractă, într-o omenire la fel de abstractă, dezumanizată, de fapt nu există, deoarece iubirea este descoperirea minunată a persoanei, care este unică, irepetabilă, așa cum este evidențiată prin iubirea divină, care se adresează fiecăruia dintre noi. Doar El, cunoscând comoara neprețuită și unică, care este sufletul sau sinele omului pe care El a creat. Iubirea creștină este așadar participarea la acea divină cunoaștere și darul acestei iubiri divine, opusul adeseori a așa numitului activism social. Iubirea autentică nefiind doar o preocupare abstractă pentru o dreptate socială anonimă, ci o relație concretă, personală, după modelul iubirii intertreimice, arhetipul iubirii umane, așa cum ne învață părintele profesor Dumitru Stăniloae, astăzi Sfântul Dumitru Stăniloae. Omul creat după chipul lui Dumnezeu și rânduit spre a dobândi asemănarea cu acesta, este demn de a fi iubit, tocmai fiindcă este persoană. Trebuie spus că persoana, prosopon în limba greacă, înseamnă cel orientat către sau cel întors cu privirea către, adică nu doar un simplu chip sau imagine, omul fiind o ființă creată ca persoană de dialog, atât cu persoanele Sfintei Treimi, cât și cu celelalte persoane umane de care este legat printr-o rețea de fire nevăzute, care întregesc prin interrelaționare ființa umană. Acest aspect a fost dezvoltat magistral în teologia contemporană de părintele profesor Dumitru Stăniloae.
dacă activismul social contemporan sau mai vechi acționează în numele unei justiții sociale, a unei fericiri generale, care trebuie să fie atinsă pentru bunăstarea omenirii, înțelegeți ghilimelele, iubirea creștină, prin accentul pus pe acum, ca singur scop decisiv al iubirii, transcende această lume, țintește dincolo de ea, motivul fiind desăvârșirea în Dumnezeu, căci această vocație personală de a umple lumea păcătoasă de iubire este, așa cum ne învață Părintele Alexandru Schmemann, adevărata misiune a Bisericii. Descoperirea celuilalt se realizează întotdeauna în ipostasul de a doua persoană, de tu, prin experiență directă, care înseamnă comuniune. Subiectul celuilalt, afirma Părintele Profesor Dumitru Stăniloae în Iisus Hristos sau Restaurarea omului, nu ne mai produce experiența că suntem stăpâni asupra lui, ci se opune conștiinței noastre că suntem singurul centru al lucrurilor, ne determină să simțim, limitându-ne, puterea tainică a unui subiect străin. Este reliefată astfel libertatea absolută a celuilalt, posibilitatea de a fi experiat ca subiect și nu ca obiect la persoana a doua, față către față. Trebuie să spunem că, de multe ori, poziția celuilalt față de noi și a noastră față de ceilalți este parcă cu spatele și nu cu fața. Un exemplu tipic, dacă doriți, spus într-un limbaj contemporan, modern, de mentalitate închisă, destructivă și autodestructivă. Pe celălalt îl descoperim doar ascultându-l, fiindcă prin cuvânt se descoperă nouă ca subiect și depășind reacția egoismului, egocentrismului și egolatriei, motivul principal al impenetrabilității la experiența subiectului celuilalt, adică motivul impenetrabilității persoanei la iubire, a opacității acesteia. Întâlnirea cu celălalt, întâlnirea eu-tu, se realizează așadar ca o adevărată încercare, o adevărată testare a iubirii, împlinirea persoanei fiind posibilă doar prin experierea celuilalt, prin comuniunea în iubire, iubirea celuilalt fiind o confirmare a calității de creștin. Descoperind subiectul semenului, devin la rândul meu un subiect, ne spune același părinte profesor Dumitru Stăniloae, însă nu prin faptul că nu-mi pretinde sau cere, nu mă atinge cu nimic, ci prin faptul că îmi solicită o apropiere liberă, totală, îmi cere iubirea. Totodată, experierea celuilalt înseamnă a experia limitarea și libertatea. În același timp, obligativitatea, experierea subiectului celuilalt ca putere ce ne obligă, dar și bucuria slujirii, puterea de la altul și totuși sentimentul de putere proprie. În lumina acestui raport dispare orice încercare de a identifica un antagonism între libertate și har, căci libertatea crește prin har. Părintele profesor Dumitru Stăniloae, Iisus Hristos sau Restaurarea omului. Stabilirea relației de eu-tu se realizează prin credință. Părintele profesor consideră că cel care mă cheamă la comuniune o face prin credință, fiindcă, deși nu vede, crede că poate trezi în mine un subiect capabil de comuniune. Dacă voi crede și eu în el, am fost înviat și comuniunea s-a stabilit. Iubirea altuia față de mine este deci inseparabilă de credință, ca bază a ei, iar pe de altă parte, iubirea altuia mă întărește numai când cred și eu în el. Dar credința deplină în valoarea semenului, în datoria de a-l trezi, de a-l mântui, nu pot avea decât dacă cred în Dumnezeu. Numai dacă Dumnezeu mi este un tu, supremul tu, ne spune Părintele Profesor, pot trezi sau pot recunoaște în orice semen un tu. Așadar,
adevărata credință se prelungește în iubire. Îi recunoaștem astfel iubirii lucrarea în relaționarea umană. Iubirea face ca relația dintre eu și tu să devină lucrătoare. Îi recunoaștem iubirii calitatea de creatoare a stării de comuniune. Iubirea creștină este singura punte între creație și creator, între păcătos și sfânt, între lumea căzută și împărăția lui Dumnezeu. Doar ea transcende toate deviațiile, toate divagațiile omenești, îndepărtează inhibarea și teama, predându-ne iubirii divine. O viziune sănătoasă asupra vieții este necesar să fie adânc înrădăcinată în teoria și practica iubirii. Iubirea trebuie să impregneze toate gândurile și toate faptele noastre, toate manifestările vieții noastre, pentru a genera consecințe pozitive, autentice. Doar lucrarea de ființă iubitoare îl apropie pe om de adevărata sa vocație, aceea de a fi asemenea Creatorului său. Ne oprim astăzi aici, stimați ascultători, sunt Hadrian Conțiu, iar alături de colega mea din regia tehnică, Andreea Pârleșan, vă mulțumim pentru atenție. Până la o nouă întâlnire pe Calea Undelor, vă dorim clipe binecuvântate. Icoane ale iubirii. Realizator, profesor dr. Hadrian Vasile Conțiu.